Cocu este în concediu. Și ăsta, Antoniu? Este. Da, era micuț și nu da, este motivat, m-a sunat pe mine și m-a motivat, știe și m-a motivat. Deși o parte dintre dumneavoastră le-ați mai primit și pe mine. Dispoziție cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei de Deseru în ședință ordinară pentru ziua de 31.07.2012. Având în vedere dispozițiile articolului 39 aliniat 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 915/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Între meiul prevederilor articolului 68 aliniat 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 915/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, primarul Comunei de Veselu, județul Or, dispune. Articolul 1. 1. Consiliul Local al Comunei de Veselu, județul Or, se convoacă în ședință ordinară în ziua de 31.07.2012, orele 15, la sediul primăriei Comunei de Veselu, cu următorul proiect al ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei de Veselu. Raportul numărul 7 din 27-2012 al secretarului Comunei de Veselu, județul Oalt. Îți dau cuvântul, doamnă. Nu, domnul președinte, haideți citiți toată ordinea. Citeți toate... Supunem la lucru. După care îi dăm dezbatere cu fiecare proiect. Bine. Raportul numărul 12 din 27-2012 al Comisiei pentru Agricultură, Activități Economico-Financiare, Protecție, Mediu și Turism. Raportul numărul 13 din 27-2012 a Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială. Raportul numărul 14 din 27-2012 a Comisiei pentru Activități Sociale, Culturale, Cultură, Învățământ, Sănătate și Familie, Protecție, Copii, Tineri și Sport. Proiect de hotărâre 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transformării funcției publice de execuție din inspector agricol, clasa 1, grad profesional superior, gradația 3, clasa de salarizare 51, coeficient de ierarhizare 3.44, un inspector agricol, clasa 1, grad profesional asistent, gradația 5, clasa de salarizare 36, coeficient de ierarhizare 2.37. Raportul numărul 8 din 27-2012 al secretarului Comunei de Veselu, județul Olt. Raportul numărul 15 din 27-2012 al Comisiei pentru Amenajare Teritoriului Urbanism și Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială. Raportul numărul 23 din 27-2012 al Comisiei pentru Amenajare Teritoriului și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecția Socială. 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea reparației și modernizarea clădirii Birou Primărie situată în Comuna de Veselu, Sătul Comaca, pe strada Nichita Stănescu, numărul 129. Raportul numărul 9 din 27-2012 al viceprimarului Comunei de Veselu, județul Olt. Raportul numărul 16 din 27-2012 al Comisiei pentru Agricultură, Activități Economico-Financiare, Protecție, Mediu și Turism. Raportul numărul 17 din 27-2012 al Comisiei pentru Amenajare Teritoriului și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială. 4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei de Veselu pe anul 2012. Raportul numărul 10 din 27-2012 al Consiliului Contabil, al Consilierului Contabil,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei de Veselu, județul Olt. Raportul numărul 18 din 27-2012 al Comisiei pentru Agricultură, Activități Economice Financiare, Protecție Mediu și Turism. Raportul numărul 19 din 27-2012 al Comisiei pentru Amenajare Teritoriu și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială. Raportul numărul 20 din 27-2012 al Comisiei pentru Activități Social-Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie, Protecție, Copii, Tinere și Sport. 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren pentru lucrarea de utilitate publică în interes local, realizarea stației de depurare a apelor uzate, amenajarea în Comuna de Veselu, inclusiv utilitățile aferente, situată în Comuna de Veselu și declanșarea procedurii de cumpărare a imobilului cu suprafață de 1500 metri pătrați, reprezentând teren arabil extravilat. Raportul numărul 11 din 27-2012 al Secretarului Comunei de Veselu, județul Olt. Raportul numărul 21 din 27-2012 al Comisiei pentru Agricultură, Activități Economico-Financiare, Protecție, Mediu și Turism. Raportul numărul 22 din 27-2012 al Comisiei pentru Amenajare Teritoriului și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială. 6. Discuții, întrebări, interpelări. Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, instituției prefectului județului Olt și domnilor consilieri locali și invitați și se aduce la cunoștință publică prin afișare. Primarul comunei de Veselu, inginer Ion Aliman. Avizează pentru legalitate secretarul comunei, doamna Claudia Iuri. Deci aceasta este ordinea de zi. Să pun spre aprobare ordinea de zi. Deci, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate și acum trecem la discuție pe... Începem cu primul articol. Deci, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei de Veselu. Raportul numărul 7 din 27-2012 a Secretarului Comunei de Veselu, județul Olt. Vă dau cuvântul, doamna. Da, raport referitor la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei de Veselu. Având în vedere prevederile ordonanței numărul 35 din 2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare al Consiliului Local, aprobată și modificată prin legea 673 pe 2002. Prevederile legii numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii numărul 393 pe 2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii numărul 67 pe 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Pentru o bună funcționare a Consiliului Local, consider că este necesară aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei de Veselu. Față de cele menționate mai sus, susțin proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar, întrucât îndeplinește condițiile legale. Domnilor consilieri, dumneavoastră ați primit acum o lună de zile regulamentul de organizare și funcționare. Bănuiesc că l-ați studiat. Urmează să vă spuneți punctul de vedere. Dacă aveți ceva de completat, de adăugat... Eu am ceva de completat. Vă rog de comentat. Vă spuneți la cuvânt? Deci, domnul Marius. Numai puțin. Să prezentăm rapoartele comisiilor, după care dumneavoastră urmează să vă înscrieți la cuvânt. Raportul numărul 12 din 27-2012 al Comisiei pentru Agricultură, Activități Economico-Financiare, Protecție, Mediu și Turism. Deci, raportul Comisiei pentru Agricultură. Deci, este avizat favorabil, nu? Este avizat favorabil și... Este supus spre dezbatere. Și supune spre dezbatere, da. Proiectul de hotărâre. Raportul numărul 13 din 27-2012 al Comisiei pentru Amenajare Teritoriu și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială. Și acest proiect este avizat favorabil, va fi supus discuțiilor. Raportul numărul 14 din 27-2012 al Comisiei pentru Activități Social-Culturale, Culte, Învățământ,
sănătate și familie, protecție, copii, tineret și sport. Deci, domnul Antonie, raportul noastră, cred și acesta este avizat favorabil. Toate raportele sunt avizate favorabil. Discuții. Acum, discuții pe marginea celor... Pe marginea regulamentului. Pe marginea regulamentului. Domnul Marius. Domnul Marius, să vă spun. Domnul președinte, sunt de acord cu raportul de organizare și funcționare al Consiliului Local de Veselu, dar cu următoarea dimensiune. Raportul, acest raport prezentat la asta, nu are număr de înregistrare și data. Spune număr fără... Cum se numește? Al memoriei. Nu, eu ce am citit, am citit cu dată, cu număr și tot ce trebuie. Eu vorbesc cu ce mi-am primit eu. Toate rapoartele sunt înregistrate, toate rapoartele sunt... Deci nu poate să intre ce am primit eu. În dezbaterea ședinței. Altceva. La legea 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată și modificările și completările ulterioare, nu găsesc un articol. Nu toată legea se referă la aprobarea statutului de organizare și funcționare. Vreau articol. Păi, domnul consilier, legea 215 este legea în baza căreia dumneavoastră, ca și Consiliul Local, funcționați. Deci, absolut toată legea se referă la funcționarea Consiliului Local, al primăriei, deci nu se invocă doar un articol, pentru că sunt foarte multe articole din lege care se referă la funcționarea Consiliului Local. Tocmai de asta, ea se invocă legea în ansamblu, în general toată legea. Deci nu numai un singur articol, că nu este numai un singur articol. Deci, regulamentul Consiliului Local este lucrat în baza ordonanței, unei ordonanțe a Guvernului Cadru și a legii 215 și altor acturi normative pe care eu le-am prezentat. 393 privind statutul aleșilor locali și legea 67 pe 2004. Înțelegeți? 393 pe 2004 este republicată și completată. Deci dumneavoastră nu, vă referiți... Vreau să mențiune la completarea și publicarea legii. Deci dumneavoastră, la ce vreți? Legea 393/2004. Nu, nu, legea 67/2004. Este modificată și completată. Modificările și completările? Nu, poate faptul că sunteți la primul mandat și sunteți nou în această funcție, vă rog să mai studiați legislația și să vă referiți... Dacă aveți ceva nelămuriri, vă rog să vă exprimați punctul de vedere și vă vom răspunde în funcție de măsura... Nu trebuie să discutăm asta? Da, păi asta trebuie să discutați. Dar nu vă legați de baza legală, pentru că asta este baza legală. Deci regulamentul, în baza acestor acte normative, a fost... Dar o lege publicată, o trebuie să menționez din ea că e publicată? Da, este publicată și m-am spus cu modificările și completările ulterioare. Eu cred că e suficient. Nu știu dacă dumneavoastră aveți pregătirea necesară juridică să mă corectați pe mine. Nu mă corectați, eu spun ceea ce aici, ce se vede. Nu, dar vă rog frumos, eu nu vreau să intrăm în discuții contradictorii pe baza legislației și... Același lucru este la articolul 6.5, legea 67/2004 e republicată cu modificări și completări ulterioare în 2012. Toate materialele care sunt supuse dezbaterii Consiliului Local merg la prefectură pentru exercitarea controlului legalității. Vă dați seama că eu sunt de 20 de ani pe această funcție, nu sunt de ieri și nu inventăm o lege sau altceva. Uite, vom și eu 14/2005 am băgat. Dumneavoastră scrieți aici, articolul 20. Deci, domnule consilier, haideți să discutăm. Discutăm, dar am spus că e aprobat. Pe ce? Deci eu am uitat pe atunci și am zis că e aprobat. Da, dar discutați care e problema dumneavoastră. Nu știu cum ar fi puțin. Dar nu poți să apropie un regulament cu articole aprobate. Haideți să mergem pe textul de lege și verificăm dacă este trecut în regulament așa ceva sau nu. Păi, dar noi ne cramponăm de la primul proiect de hotărâre. Nu ne cramponăm, eu îmi spun ce am citit aici. Spuneți concret articolul.
Articolul 184. Articolul 184. Cunoșteți articolul. Pentru buna pregătire și organizarea lucrărilor Consiliului Local, precum și pentru soluționarea acestor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă pe care va fi încadrat prin hotărârea Consiliului Local o persoană care are studii superioare de regulă juridică sau administrativă. Așa. Da, e clar. Salarizarea persoanelor prevăzute la articolul 10.187. Articolul 187 nu are nicio treabă cu salarizarea acestui post. Consiliul, deci consilierii la 147 scrie consilierii pot solicita informațiile necesare executării mandatului, iar funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să le furnizeze la termenul stabilit. Angajările sunt cu totul. Nu înțeleg care e problema dumneavoastră, domnul consilier, până la urmă. Păi, deci, că a scris 148 de aici, asta e problema. Și a scris 147. Uite să vă spun asta. Deci e 147. Nu, dar asta cum este? Poate e la mine că știu. La 148. Ai citit un alt articol. Articolul 148. Eu cred că dumneavoastră, în primul rând, ar trebui să citiți atribuțiile Consiliului Local. Să citiți atribuțiile Consiliului Local. Le pun la dispoziție absolut toate actele normative, toată legislația pe marginea cărora putem să discutăm și să ia măsuri și să adopte hotărâri în consecință. Deci la articolul 148 vă referiți la aparatul permanent al Consiliului Local? A spus 148? Sau la care zis să răți? Da. Și faceți referire la articolul 147. La 149, la salarizarea persoanelor, nu? Nu. Da, la 149 și continuare până la 100... Cât poate ce le jur. Cine ce treabă are cu ce știi dumneavoastră la Domnule, legea îți spune clar, sunt foarte multe acte normative care implică. E normal că salarizarea și astea se modifică și s-au modificat. Domnul și angajarea. La articolul 147 scrie clar, consilierii pot stabili pot solicita informația necesară. Dați-vă pagina numărul. La 148 alineatul 1 spune așa, pentru bună organizare, pentru buna pregătire și organizarea lucrărilor Consiliului Local, precum și pentru soluționarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă pe care va fi încadrat prin hotărârea Consiliului Local o persoană care are studii superioare de regulă juridice sau administrative. Da, asta dacă dumneavoastră o să doriți să înființați pe parcursul, să vedem. Articolul 149, da? Da. Salarizarea persoanelor prevăzute la articolul 147. De ce la 147? Citiți-mi 147. Domnule, ce vrei acum să spun că într-adevăr s-a greșit în 147? Nu, nu vreau să spun, vreau să am înțeles. Consemnăm un proces verbal, pentru dumneavoastră ați menționat că la articolul 149 incorrect a fost 147 și nu 147. Și mai am o întrebare, la anexa 2. Dacă noi avem 3 comisii, de ce prezentăm 10 comisii în anexa 2? O scoate mă spune 3 comisii. Deci asta este un referat. Deci un drept? Nu știu. Asta este o anexă. Da. Din anexa asta au fost făcute 3 comisii, pentru că Consiliul Local al Comunei de Veselu are în componență 13 consilieri. Dumneavoastră, la stabilirea comisiilor pe domenii de specialitate, ați stabilit și ați adoptat hotărârea numărul 7, pe care a stabilit 3 comisii. Noi nu putem să facem 10, că nu suntem niciodată nici da, de ce specificați din anexa 2? Noi? Pentru că la articolul 25 din acest regulament aveți specificat cele 3 comisii. Eu specific, aici nu scrie comisii, dacă dumneavoastră puteți să vedeți că scrie comisii, scrie domeniile de activitate în care
care se pot organiza comisii de specialitate. E o diferență între a stabili 10 comisii și a fi precizate domeniile în baza cărora se stabilesc comisiile pentru domeniile de activitate. Dumneavoastră a stabilit 3 comisii. Din cele 5 comisii. Sunt specificate la articolul 25. Dar aici nu sunt comisii. Nu, am văzut în varia noastră. Nu, dar dumneavoastră nu vedeți ce scrie. Scrie domeniile, principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii. Dar nu sunt comisii, sunt 10 comisii. Asta nu înțelegeți dumneavoastră. Păi așa, am întrebat. Păi întrebați, dar văd că aveți întrebări numai tendențioase și așa, ca să... Nu sunt... Nu vă legați că nu e o virgulă sau că nu e 147 și 147. Altcineva vrea să mai ia cuvântul? Atunci supunem spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la regulamentul de organizare și funcționare. E ce frumos v-ați înțeles de la început. Secretar. Deci a propus spre aprobare. Cine este pentru? Se abține cineva? Contra. Deci unanimitatea este aprobată. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transformării funcției publice de execuție din inspector agricol, clasa 1, grad profesional superior, gradația 3, clasa de salarizare 51, coeficient de ierarhizare 3,44, în inspector agricol, clasa 1, grad profesional asistent, gradația 5, clasa de salarizare 3,6, coeficient de ierarhizare 2,37. Raportul numărul 8 din 20.07.2012 al Secretarului Comunei de Veselu, județul Oltenia. Vă rog, domnule. Da. Raport referitor la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea transformării funcției publice de execuție din inspector agricol clasa 1, grad profesional superior, gradația 3, clasa de salarizare 51, coeficient de ierarhizare 3,44, în inspector agricol, clasa 1, grad profesional asistent, gradație 5, clasă de salarizare 36, coeficient de ierarhizare 2,37. Având în vedere vacantarea funcției publice de execuție de inspector agricol, clasa 1, grad profesional superior, gradația 3, clasă de salarizare 51, coeficient de ierarhizare 3,44, prin demisie, avizul numărul 489-442 din 20.07.2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 31 ianuarie 2012 cu privire la aprobarea organigramă număr de personal stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei de Veselu, prevederile articolului 90 din legea 188-99 privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare, funcția publică de execuție de inspector agricol este funcție unică de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei de Veselu. Pentru ocuparea funcției este necesară transformarea funcției publice de execuție din inspector agricol clasa 1 în inspector agricol clasa 1, grad profesional asistent, gradația 5, clasa de salarizare 3,6, coeficient de ierarhizare 2,37. Față de cele menționate mai sus, susțin proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar, întrucât îndeplinește condițiile legale. Vă mulțumesc. Rapoartele comisiei. Da. Deci, raportul... Raportul numărul 8, le-ați dat dumneavoastră citire, raportul numărul 15 din 20.07.2012 al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială, proiectul este avizat favorabil. Raportul numărul 23 din 20.07.2012 al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială, la fel este avizat favorabil. Dar pe acest punct vă dăm cuvântul. Cine se înscrie? Deci e vorba de demisia doamnei Bălășoiu. Și trebuie să... publică care a rămas vacantă, funcție publică de execuție pe un grad profesional superior,
deci funcția de inspector grad profesional superior, în baza legii 188 privind statutul funcționarilor publici, primarului comunei îi permite să inițieze un proiect de hotărâre în sensul de transformare dintr-un post superior într-un post inferior. Postul de funcția publică este aceeași de inspecție, dar e vorba de gradul profesional. Gradul profesional este superior față de gradul profesional asistent. Motiv pentru care vă solicită dumneavoastră să luați hotărâre în acest sens. Deci supunem spre aprobare, cine este pentru? Dacă aveți cineva obiecții sau probleme de subiect. E clar, nu aveți ce mai vorbim. Deci statutul funcționarului public îi permite domnului primar, față de aparatul de specialitate al dânsului, să facă anumite transformări în funcțiile pe care situația le-a dată, doamna s-a dat demisia, dumneavoastră trebuie să procedeze în consecință. Postul a rămas vacant. Dar în vedere că se cumpără, exact. Deci este da. Important pentru primărie, așa că nu dar trebuie să caute altă. Salariul nu crește, salariul scade prin această modificare, drept pentru care vă supune spre aprobare dumneavoastră acest proiect. Deci nu și nu este până. Da, încă de aprobat în unanimitate? Da, unanimitatea este aprobată. 3. Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea reparației și modernizarea clădirii birou primărie, situat în comuna de Vețelu, sat Comanca, pe strada Nichita Stănescu, numărul 129. Raportul numărul 9 din 20.07.2012 al viceprimarului comunei de Vețelu, județul 8. Aveți cuvântul, domnul viceprimar. Deci raportul... Eventul a fost prezentat și decizul estimativ al constructorului care este anexat la proiectul de hotărâre. Da. Acord cu privire la aprobarea reparației și modernizare clădirii biroul primărie, situat în comuna de Vețelu, sat Comanca, strada Nichita Stănescu, numărul 129. Având în vedere referatul numărul 2749, pe 19.07.2012, cu privire la aprobarea reparațiilor, modernizare, clădire, birou, primărie. Devizul de lucrări estimativ. Prevederile legii numărul 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificări și completările ulterioare. Consider că se impune reparația și modernizarea respectării clădirii, întrucât aceasta va avea ca destinație desfășurarea activităților specifice administrației publice. De asemenea, lista de cantități este întocmită conform prețurilor estimate pe piață. Față de cele menționate, susțin proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar. Și vă prezentăm aici o listă cu cantitățile de lucrări estimate. Deci ce se... Deci lucrările în sine. Demontare, tocărie, două bucăți, așa, 20 de lei, zidire uși, 2 metri pătrați, așa, 40 de lei, tencuier, 15 metri pătrați, 300 de lei, reparații cu glet, 10 metri pătrați, 100 de lei, șapă, între 1 și 4 cm, 70 de metri pătrați, 500 de lei, amorsă, 210 metri pătrați, 630 de lei, lavabilă, 210 metri pătrați, 530 de lei. Total, manopera, instalare electrică, 60 de lei, total 4.300 de lei. Total de vis? Nu. Deci asta este numai... Da. Numai lucrările. Acum material. Deci lucrările, manopera. Lucrările, da. Am calculat noi... Ciment, 20 de sați, 40 de lei, așa, fac 390 de lei. Folie, 5 kg, 50 de lei. Amorsă pentru 210 lei pe kilogram. 10 lei pe kilogram, cine da, îl interesează. Acum, și bidinele, mă rog, trafalet, bidinea, una bucată. Toate materialele da, da, 10 lei, așa. Lavabil, am spus, trafaletul. Una bucată 30 de lei, întrerupătoare prinze 2 plus 2, 5 lei bucata 10 lei, dibluri 20 de bucăți, 20 de lei, corpuri de iluminat
3 bucăți ori 15 lei bucata, 45 de lei, cuie 2 kg, 6 lei, sârmă de legat 1,5 până la 2 kg, 6 lei, 12 lei. Sârmă pentru legat, am zis, termopan. Termopanele costă în jur de 6.500 de lei. Da, sunt mai scumpe. Total manoperă, total general estimat. 11.723. 11.723. Da, plus termopanele 16.023. Termopanele sunt separate. Da, sunt separate. Ele... Astea sunt cele mai scumpe. Astea ridică prețul. Da. Deci, da. Posibil că atât materialele, atât materialele, cât și manopera, eu cred că se cadrează într-un bun simț, nu se depășește în niciun fel nici la manopere, nici la materiale bun simț. Da. Și eu voi propune spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Sau dacă aveți ceva... Da. Dacă legea 215 nu are articol și pentru asta, să nu spuneți să ocupeze toată legea de clădire. Domnule președinte, eu nu mai intru în contradictoriu cu niciunul dintre domnii consilieri. Legea 215 este legea în baza căreia funcționează Consiliul Local și primăria, în esență, primarul secretar. Domnul Marius, dacă vreți, rămâne pe urmă și discutați cu domnul. N-are rost să discutăm în contradictoriu, să prelungim ședința la nesfârșit. Deci eu v-am spus, dacă aveți ceva obiecții la manopera și materialele înglobate pentru acest proiect, remedierea acestei... Da, bun, aici. Dar nu se trece pentru că nu numai ăla se referă. Sunt mai multe acțiuni. Păi nu, dacă vreau să studiez, dacă vreau să știți poate legea profesor Scarpicolo. Dumneavoastră sunteți obligat în calitatea funcției pe care o dețină să știți legea 215, ce cuprinde și la ce se referă. Vă rog frumos, mai mult studiați legea și după care veniți cu nerăbdare. Deci, dacă aveți ceva, spuneți referitor la manoperele, manopera, materialele care sunt înglobate în această lucrare. Eu v-am spus, din punct de vedere personal, consider totul de bun simț, nu s-a depășit. Absolut. Prețurile sunt luate din comerț la ora actuală ce sunt. Manopera, la fel, demolare, 20 de lei. Cine? Sigur, demolare tocării. Deci 20 de lei nu este mai o filozofie. Deci îmi permis să spun acest lucru pentru că am făcut și studii de normare și alte treburi. Deci putea să zic altcineva 2000 de lei sau... Nu. Sărea peste de, deci, la acest lucru. Deci, la acest lucru vreau să vă referiți. Deci, mai jos nu se poate. Nu se poate. Astea sunt cele mai mici prețuri. Deci, asta vreau să discutăm. Dacă aveți ceva... Puteți verifica, puteți... Da, domnule, sigur. Deci, aveți cuvântul? Da, suntem de acord, domnul viceprimar, cu singur obiecție. Ai bătut cuie ca mult. Da? Un kilogram jumate de cuie, da. No. Am zis poate că... Nu pește! Să-mi bag cuie în tălci. Pentru asta, probabil. Deci, putea să zic că 10 bitinele, da. Ați spus bitinele. Bitinele, corect, am văzut asta. Hai, deci, vă rog, cine este pentru aprobarea acestui proiect? Vă mulțumesc, cu unanimitate este aprobat acest proiect. La acest proiect mai avem rapoartele Comisiei pentru raportul numărul 16 din 20.07.2012 a Comisiei pentru Agricultură, Activități Economice, Financiare, Protecție, Mediu și Turism, care este avizat favorabil. Raportul numărul 17 din 20.07.2012 al Comisiei pentru Amenajare, Teritoriu și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție, la fel, avizat favorabil. Trecem la punctul 4. Deci, la acest punct, poate aș mai vrea să spun două vorbe. Faptul că se dă în folosință această clădire care timp de 10, 15, 20 de ani a stat nefolosită. Nu s-a produs nimic, n-a produs nimic, a stat nefolosită, lumea ne scotea ochii, domne, ce faceți cu această clădire? Eu cred că e un pas înainte faptul că s-a trecut la amenajarea acestei clădiri și destinația care va fi ulterior. Deci am introdus un circuit. Deci lucruri care au stat nemișcate ani de zile. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei de Veselu pe anul 2012. Raportul numărul 10 din 20.07.2012
al consilierului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei de Văsăr, județul Oradea. Aveți cuvântul... Cine susține aceste... Aici, doamne. Domnul viceprimar. Ce să citesc eu? Primirea la primului... Domnilor, raportul privind la proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei de Veselu. Vă rog frumos. Pe anul 2012, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2012, numărul 293/2011, privirile ONG, numărul 63/2010, pentru modificare și completarea legii numărului 273/2006, privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare. Prevederile articolului 49 aliniatul 4 și aliniatul 5, legea numărul 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. În bugetul pe anul 2012 este prevăzută la capitolul Cultura, titlul transferări între unități ale administrației publice, suma de 15.000 lei, sumă ce nu a fost cheltuită până la acea dată, drept pentru care se retrage pentru a fi repartizată la capitolul Autorități Executive, titlul Bunuri și Servicii, pentru reparare și modernizare clădiri biroul primăriei situat în comuna de Veselu, sat Comanca, strada Nichita Stănescu, numărul 129. Față de cele mai sus, susțin proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar. Consilier Georgeta Ignat. Domnul Georgeta Ignat. Da. Deci rectificarea de buget se referă la clădirea fostei primării situată pe strada Nichita Stănescu, cu, mai bine punea Adrian Păunescu de Nichita Stănescu. Dacă aveți ceva obiecțiuni sau vă invit la discuții pe marginea acestui punct. Deci rectificarea se referă la clădire. Da. Supus prin aprobare. Deci, în unanimitate este aprobat. La acest proiect avea raportul numărul 18 din 27-2012 a Comisiei pentru Agricultură, Activități Economico-Financiare, Protecție, Mediu și Turism, care este avizat favorabil. Raportul numărul 19 din 27-2012 a Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială. Deci e avizat favorabil. Și raportul numărul 20 din 27-2012 al Comisiei pentru Activități Sociale, Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie, Protecție, Copii, Tineret și Sport a aprobat și acesta favorabil. Bun, trecem la proiectul numărul 5, la punctul 5. Proiect de hotărâri cu privire la aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren pentru lucrare de utilitate publică, de interes local, realizarea stației de epurare a apelor uzate, menajere din Comuna de Veselu, inclusiv utilități aferente, situat în Comuna de Veselu, și declanșarea procedurii de cumpărare a imobilului cu suprafața de 15.000 metri pătrați, reprezentând teren arabil extravilat. Raportul numărul 11 din 27-2012 a secretarului Comunei de Veselu, județul Oradea. Vă dau cuvântul. Raport referitor la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren pentru lucrarea de utilitate publică de interes local, realizare stației de epurare a apelor uzate menajere în Comuna de Veselu, inclusiv utilitățile aferente, situată în Comuna de Veselu și declanșarea procedurii de cumpărare a imobilului în suprafață de 15.000 de metri pătrați, reprezentând teren arabil extravilan.
Având în vedere prevederile art. 123 alineatul 1 din 215 pe 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 44 alineatul 1 din 273 pe 2006 actualizată privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și acelor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative. Contractul de lucrări numărul 2332 din 8-6-2012 cu privire la proiectare și execuție lucrări pentru sistem de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate menajere în Comuna de Veselu, județul Gold. Contractul de lucrări numărul 2711 din 17-7-2012 cu privire la proiectare și execuție lucrări pentru rețea de alimentare cu apă în Comuna de Veselu, județul Gold, 16.400 km. Pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local, realizare stație de epurare a apelor uzate menajere în Comuna de Veselu, inclusiv utilități aferente, situată în Comuna de Veselu, prevăzută în proiectul Sistem de canalizare menajere și stație de epurare a apelor uzate menajere în Comuna de Veselu, județul Olt, este necesar cumpărarea unui teren în suprafață de 15.000 de metri pătrați, situat în tablaua 25 între stradlanul satului de Veselu, conform planului de situație avizat de UCPI UOL, numărul, plan de situație care este nefinalizat până la această dată, este în lucru dat, dar nu este finalizat. Urmează ca ulterior să-l primim avizat de la UCPI UOL. Stația de epurare a apelor uzate menajere în Comuna de Veselu, inclusiv utilități aferente, urmează să fie amplasată în tabloaua 25 la o distanță aproximativ egală față de cele două sate de Veselu și Comanca, cât și în apropiere de proiectul de investiție imobiliară, facilități pentru sistemul american de apărare împotriva rachetelor balistice, racordare ce se va efectua din cazarma 1114 de Veselu, realizarea obiectivului de investiții mai sus menționat este necesar pentru epurarea apelor uzate menajere din sistemul de canalizare, care se va realiza la nivelul Comunei de Veselu pe o distanță de 16,400 km. Suma cu care urmează să fie cumpărat terenul menționat mai sus este de 14.800 lei, sumă stabilită în baza raportului de evaluare întocmit de evaluatori inginer Ioan Lidiu Lăcătușu. Față de cele menționate mai sus, susțin proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar. Mulțumesc. Deci, la acest punct, îți scrie, aveți un domnul, ce vreau să-mi spun. Deci, e vorba de stația de amenajare, unde trebuie să meargă tot și se strânge pe canale. Cred că aici, la tot, da. Așa. Deci, da. Cine vrea să scrie acum? Trebuie să aibă un legătură cu canalul. Deci, se întreagă de... Ca să poată să meargă de Vasarea spre World sau unde trebuie să meargă. Aveți ceva de spus? Dacă nu, supun la vot acest raport. Deci, supun spre aprobare. Cine este pentru? În unanimitate, este aprobat. La acest punct avem rapoartele. Raportul numărul 21 din 2017-2012 al Comisiei pentru Agricultură, Activități Economice, Financiare, Protecție, Mediu și Turism, care este avizat favorabil. Și raportul numărul 22 din 2017-2012 al Comisiei pentru Amenajare Teritoriu și Urbanism, Juridică, Disciplină, Muncă și Protecție Socială, la fel, avizat favorabil. Vom trece la ultimul punct, punctul 6, discuții, întrebări, interpelări. Acum, cine dorește să scrie la discuții, sunt destul de probleme, așteptăm în scriere la... Domnul viceprimar, mai să trebuie să luptați cu aceste probleme care se vor ridica. Sigur că da. Aștept. Dacă nu, încep eu. Deci problema căminului cultural de la Comanca. A venit cineva și m-a întrebat, domnul Barana,
care este rolul căminului cultural, ce rol are, la care momentan se cunează pentru manifestări culturale-artistice. Ce da, corect. Nu ține unde le încadrați. M-a pus el un pic într-o poziție și până la urmă am spus, mă, toată, o băgam la culturale-artistice. Și singura lui obiecțiune, și cred că are dreptate, să se specifice momentul când se închiriază căminul, până la ce oră are voie să ne cânte stațiile afară. Corect. Conform legii, știu că până la ora 10. Hai să zicem că mai dați derogare, o jumătate de oră, oră. Dar nu mai mult. Are dreptate și acel lucru. Au început de vineri seara și au ținut-o... Deci, până acum, nu a venit absolut nimeni să facă orice... Domnul a venit peste mine, ți-a venit peste niția acasă, noaptea. Da, eu nu vă contrazic. Deci, noi trebuie să specificăm. Domnule, ai închiriat căminul, sigur. Poate să-ți cânte stația afară până la ora 11. De la ora 11 ore trage în cămin și poate să-ți cânte până dimineața. Deci, oamenilor, când vin să închirieze, trebuie dată... Un program. Așa, pentru că acest om, eu nu zic că e nebun, era în stare să sune pe domnul Aliman la 1 noaptea, era asta în stare să sune 112. Băi, stai, tu ești nebun, ce treabă ai cu 112? Că nu e niciun borg, niciun de rămin, nicio aia. O fi vreunul pe-aia, aia e altceva, dar nu știu. Deci, da? Asta e problema care a ridicat acestul. Sigur, dar se vede acum colo. Cine răspunde, spune domnule. Uite, astea sunt condițiile până la data, până la ora cutare, ai voie să-ți cânte stația afară. De la ora cutare te retrage. Acesta este programul. Da. Bun. Altă problemă care vreau să vă ridic tot eu. Vă rugăm frumos. Problema islazului de la Comanca, care trebuie să găsim o utilitate obligatorie, pentru că acest islaz de 37 de hectare, sau câte sunt acolo, da. N-a fost folosit de comună, nici de Comanca, nici de Deveselu, a fost folosit de Boldei. Deci acest lucru nouă nu ni s-a fi permis să mergem să pășunăm la ei. Deci e ca și proprietatea lor. O să discutăm până venim și domnul primar. Trebuie să găsim de urgență o utilitate, să eliberăm, să dăm... Dacă până acum s-a dorit acest lucru, că o fi dată la un miel, o capă sau o oaie, e treaba lor. De acum acolo nu vreau să mai permitem utilizarea domeniului public al comunei de niște particulari care nu dau niciun leu. Deci niciun leu nu primește comuna de Veselu pentru aceste 37 de hectare. Consider o bătaie de joc faptul că s-a tolerat atâția ani acest lucru. Aveți dreptate. Altă problemă care o ridică oamenii și le-am promis că am să ridic, trebuie să faceți în așa fel să scoatem șeptelul care există în Comanca și de Veselu, pe fiecare cap de familie, vin oamenii cu tot felul de interpretări și le-am promis că ridic această problemă, că figurează oameni care au un animal și primesc subvenție pentru 3-4. Așa deci trebuie să demontăm această chestie, ori au dreptate ei, ori avem noi. Deci trebuie acest lucru demontat în cel mai scurt timp. Se poate face, se scoate șeptelul. De exemplu, baroane are 2 capre și 3 iete, asta are 4 vaci sau ce are, și trebuie să știe lumea. Deci au venit mereu. Domnule, i-am promis, la prima ședință de consiliu am să ridic această problemă. Deci eu atât am avut de spus. Și le văd eu. Problema că câinii aduși de doamna cultură de la oraș, marți a trecută, copilul meu a fost mușcat de către câinii dumneiei. A mers la dumneiei și i-a spus, și a zis că să vină problema domnului primar să vină să ia de acolo. Primarul să ia câinii de acolo. Da, să vină domnul primar să ia câinii de acolo, sunt aduși de dumneavoastră. Ei are vreo 7, 8, 10, 12, 15, câți are acolo. Și sunt crotariați, așa da, spuneți. Deși au cercel așa în ureche, sunt aduși de dumneavoastră toți de la oraș. Doamna doctor? Da. Copilul meu a fost mușcat de câinele dumneavoastră. Cum se numește doamna? I-a vorbesc cu Doina. Deci fiind crotariați, a rezultat de doamnăieții, pentru că la noi nu s-a trecut la această operațiune și eu știu că nu sunt câini vagabonți pe drum. Deci cum s-au vaciuiat acolo, aveți dreptate, doamna. Și așa noi trebuie să luăm și noi o măsură tot pe linia asta cu câinii care sunt în cartier la noi, apropo, care sunt foarte mulți. Aceia aveți de prăsit. De prăsit, da. Problema este că... Nu de prăsită, tot oamenii. Ei, nu, domnul... Să-i dăm la exportul în Taiwan. Președinte, am ce să-i adopte? Nu. O să afișăm. O să afișăm.
un anunț prin care o să anunțăm persoanele care au câini să și țină legați. Ceilalți se vor aduna și găsi modalitatea legală. Dar vor reveni după un an, doi, din nou se fac, vin cu mașinile, dau drumul, câinii ies, vin. Dar... Poftiți? În legătură cu punctul 1, dar adică domnul Bar, problema căminului cultural. Da. Tot acest domn Barbu care ridică problema căminului, are scuce care iese din baie și se scuce pătrunul public. Exact în șanță. De 10 ani de zile. Deci dacă avem drepturi, să avem și obligații. Sunt de acord. Deci se rezolvă problema asta cu apa care se scurge pătrunul public din baie, deci din baie proprie. Păi, dar el face reclamații, dar reclamații de ce face în sănătate. Deci asta cu apa care se scurge. Deci asta a fost de la un jurnal. În fiecare noapte, până la 3 noapte, încântă. Deci omul nu a reclamat de sâmbătă, a reclamat un problemă de vine. Înțelegem cum a chestie care... Să stabilim concret când e suata... Și suata, domnul Baran, are o utilitate. Este suat, nu trebuie să... Este suat, de care îți faci sportenii, acest suat a adus un leu la plată. El va să-și pune cineva. Un leu, aduce bani. Cine aduce? Plătesc aia care pășunează? Dar nu subvenții de la fel. Lasă-mă, că am luat substanțe de rapia, am băgat subvenția și Acum vine plânsul Corumbului, da. Toată lumea cam iese cu căruțele, cu fiecare la ce oră vrea să întoarce cum se întoarce. Da. Că ăla care pleacă cu animalul nu vine cu traisa goală. Trece cu căruța la 11-12 noaptea, nu se duce să taie iarba. Da, avem dreptate. Am mai venit oameni Am discutat pe rând, ascultați opinia domnului. Nu, nu se duce degeaba, să nu duce la furat. Corect. Am discutat. Ce face? Imediat. Am discutat cu mai multe persoane care au zis același lucru și ne-am gândit să facem un program. Deci de la o anumită oră în sus să nu mai aibă voie să iese și până la o anumită oră. Deci până la ora 6 dimineața. Cel care va fi găsit va fi foarte amendat. Foarte, foarte, da. Nu numai trebuie să rugăm. Poate să vinești la bătire, poate să vinești la rele. Foarte dur. Să știți. Deci vom anunța, vom publica și vom, inclusiv în sat, vom afișa anunțuri și vom spune anunțuri. Programul acesta.
Da. Domnule Marcu, domnule Gergivar, deci facem, facem, trebuie să facem ceva, adică să întâmpinăm. Păi da. Facem o patrulă, ceva, din partea poliției. Facem, poliție. O să facem, aveți răbdare că, bine, anul ăsta, mă rog, a trecut, dar se preconizează ca la anul să facem aici un pichet de jandarmi, care, nu, 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 va fi ceva real, o să vedeți. Păi știu, s-a discutat. Asta, poate că deja se anul ăsta. O să stabilim câteva zile acest program și îl vom expune. Deci, în câteva zile va apare în ambele comune. Altcineva? Domnul vice. Da, vă rog. Reabilitarea rețelei electrice la cetățenii care se alimentează la transformatorul fostului CPU. Da. Rețeaua e căzută, sunt anumite semnale că oamenii au și-au astea televizoarele la furtună, la primul vânt, se lipesc fiecare între ele. Da, acolo nu știu situația. Deci fostul CPU, transformatorul de la fostul CPU alimentează partea aceea de sat. Câteva case, 100 de case, 200 de case. Am înțeles. O să vedem, să luăm măsuri, să vedem, să luăm o specialist. Mai sunt și stâlpi de lemn acolo. Da. Trebuie să luăm legătura cu cei autorizați, că noi nu avem voie să intervenim. Da, deci firma autorizată care... Trebuie științat electrica, sigur că da. Nu, trebuie să rezolvat. Alte probleme. În legătură cu ciobanii. Deci fiecare are proprietatea lui. Eu propun așa, ca fiecare cioban să ceară acordul cu persoane respective că pășuneze proprietatea lui. Nu merge fiecare pe unde îi taie capul. Dacă nu mai sunt probleme, consider ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare și ne întâlnim la ședința următoare. Luna viitoare. Luna viitoare. Atunci să-mi mult mai bine. Nici acum nu foarte bine. Pregătim să știm ce avem de făcut. Discutăm practic, nu teoretic. Teoretic discutăm noi și practic vom realiza teren. Asta este scopul nostru. Dumneavoastră sunteți practician. Sunt, e adevărat, dar trebuie și cu ajutorul dumneavoastră, că nu poți să-i vorbim în asfalt, da? Să vă ajutați.